Ne aflăm în Bucșinescu, la casa poetei Otilia Cazimir, poetă ce a devenit eșancă la vârsta de 4 ani. Locuind în apropierea bisericii Zlatoust, lângă casa teodorenilor, vis-a-vis locuia doamna Maria, mama actorului Sergiu Tudose. Ulița Copilăriei era străduța aceea care merge exact către biserica Ioan Gură de Aur. Venea foarte multă lume la Duduia Otilia, veneau cei de la Viața Românească, George Lesnea, care primea o râșniță de cafea și apoi se începeau taclalele. Se discutea despre lumea Iașului, despre atmosfera boemă. Veneau și începătorii în ale poeziei, Horea Zilieru, dar și Ioanid Romanescu. Otilia a spus acesta, Ioanid, un foarte mare talent, are să ajungă un poet foarte mare, ceea ce s-a și întâmplat. Aceasta era o dea de primire a poetei. La această masă se servea cafea și dulceață de cireșe amare. O dea de suflet a poetei, în care se odihnea și în care scria. Iată biroul la care a lucrat, măsuța de toaletă cu apa de colone, unde se aranja Duduia, plecând apoi în vizită la Conu Mihai, la Sadoveanu sau la Mihai Codreanu. Un bus din 1930 o reprezintă pe poetă în perioada faimei sale, câștigase Premiul Național pentru Poezie și Premiul Academiei pentru Poezie. Deși suntem înconjurați de obiectele de care s-a slujit în timpul vieții, divanul său, șifonerul, măsuța, iată aici avem concentrate toate fotografiile care ilustrează prieteniile sale, dragostea sa, așezate meticulos de însăși poeta Otilia Cazimir. Familia reunită la Cotul Vameș, Mezina Alexandrina, Gavrilescu, viitoarea poetă, cu trei surori și un frate. Părinții, tatăl era învățător, Gheorghe Gavrilescu, iar mama Ecaterina Casnică. George Topârceanu îmbrăcat în haina sa de catifea, pe care o purtase după ce se întorsese din prizonieratul său în Bulgaria. Aici, iată-o la fereastră, îmbrăcată în rochea expusă. Iar aici observăm un portret, un autoportret lucrat de George Topârceanu. George Topârceanu, excelent talente, și picta, făcea acuarelă, cânta la mandolină, la fluier. Multă lume se mira de contrastul între ironia și umorul scrierilor sale și atitudinea sa de om trist în felul său. O privire profundă, un autoportret din 1924. Topârceanu este la tot pasul în această casă, observați prezența sa. O ultimă fotografie aici la mormântul lui Topârceanu în eternitate, însoțită Otilia de către soția lui Codreanu, Catea, de Horea Zilieru și alți prieteni. George Topârceanu și Otilia Cazimir, una dintre poveștile celebre de iubire ale Iașului. Debutul Otiliei stă sub semnul lui George Topârceanu, ea debutează în revista Viața Românească în 1912, Otilia fiind liceană în perioada aceea, se îndrăgostise de faima lui Topârceanu, poeziile lui Topârceanu erau pe buzele tuturor, l-a văzut pe Topârceanu în foaierul Teatrului Național, apoi, într-o seară, s-a furișat acolo pe străduța de pe Ralet, unde locuia George Topârceanu și a scris acea poezie, Noapte, intitulată Noapte, răspuns unui poet, îi se adresa lui George Topârceanu, poezia încheiindu-se cu de norocul veții noastre, numai ușa ne desparte, ușă tu, hotar vremelnic între vis și realitate, dă-te înlături, ochii negri se închid cu o sărutare.
o poveste de dragoste desfășurată pe parcursul a 25 de ani de viață. Iată ne-a ajuns la casa de pe strada Aralet, casa în care a locuit o perioadă, ultima perioadă a vieții, George Topârceanu. Biroul la care scria cu un număr din Adevărul Literar și Artistic, iar acolo sunt câteva din fotografiile sale. Devenise un adevărat estet în ceea ce semnifica fotografia. Are la un moment dat și o fotografie în care apare capul său și în jurul capului are o pânză de peiaj, un efect deosebit obținuse. Iar aici avem un aparat pe care Topârceanu îl desfăcea, apoi îl rearanja singur să vadă cum funcționează. Avea o curiozitate intelectuală ieșită din comun. Era prieten și cu Ștefan Procopiu, unde în atelierul căruia petrecea ore în șir. Prin lentila aceea a fixat-o și pe Otilia Cazimir în nenumărate rânduri, făcea fotografii, iar acolo în vitrină sunt negative în care apare și Otilia alături de două prietene ale sale. Ne amintim celebrele versuri din răspuns al micilor funcționari. Aveți dreptate, noi o ducem prost, țăcănim într-una la mașina Iost. Deși boiem și oarecum luptându-se cu sărăcia, George Topârceanu a iubit Iașul, a rămas în Iași, a găsit aici o iubire, Otilia Cazimir, care l-a slujit până în ultima sa clipă de viață. Căldura, prietenia lui Garabeti Preileanu, a lui Mihail Sadoveanu și poate că așa a fost să fie, să rămână al Iașului. Demosthene Botez avea să-i pună la dispoziție această casă. Era o anexă a casei sale care se afla undeva unde este actualmente blocul respectiv. Și era sediul revistei Însemnări Literare.